Da? Bună ziua și bine ați venit la Prof Online! Bine revedem, dragilor! Iată ne din nou împreună. De fiecare dată când încep lecția cu voi, trăiesc o stare de bine, pentru că în mod sigur vom face o lecție din nou frumoasă. Am mai mult ca niciodată convingerea că iar vom face o lecție frumoasă. Nu? Așa cum a făcut-o Ștefania ieri, cum să facem și astăzi, și de fiecare dată. Știți ce vă rog eu? Să reușiți să anunțați pe toți prietenii voștri, de la clasă, de la alte clase, că de la ora asta, începând, suntem în direct și ei au șansa să îl vadă pe Prof Online. Da? Și mai mult, și chiar pe voi, nu? Când veți ieși la tablă, vă vor vedea, așa cum părinții voștri acum pot urmări lecția acasă. Este pentru prima dată când, să spunem, la meditație, părinții pot să vadă ce se întâmplă la lecția copiilor lor, nu? E pentru prima dată, că de regulă nu se poate întâmpla așa. Nu? Când se merge la meditații cu profesorul, rămâi acolo cu profesorul, dar părinții nu știu nimic din ceea ce se întâmplă acolo. Ei, la Prof Online, acest lucru este la vedere. Așa este performanța mare pe care profesorul Prof Online o pune în practică. Și o practică, mai ales. Da. Ia să sun și pe soție, să-i spun că pot să sunt în direct, ca să, eventual, dacă nu merge sonoră. Să sun pe mama? Doar că nu am telefon. Da, sigur că da. Dar aveți telefon, nu? Nu, ai uitat telefonul. Dar tu știi în oră telefon a mamei? Da. 07 42 82 05 80. A, așa, întâi o sună pe... Deci 0, cât ai spus? 0. 07 4 2 8 2 8 2 0 5 0 5 8 0 8 0 Așa. Cine vorbește? Vezi pe bani? Da, nu, da, așa. Tu pe mama poți suna? Da, ea știe. Ești? Da, se uită. Păi, foarte bine. Mai așteptăm un pic să usuce tabla ca să putem începe. Alo, mama! dacă vrei, te poți uita la... Bine, suntem în direct. Așa. Doar dacă... Da, ok. Păi, bun. La 50? La 50. La 40? Anunțe. Bun. Să... Încercăm să scriem... scriem tema pentru acasă. Clasa da. Nu a fost tema pentru acasă. A fost exerciții de ei. Diverse probleme, nu? Probleme da, foarte interesante. Da. Din manual ne e dictat, nu? Probleme din manual. Teme. Temă pentru acasă. Clasa a patra. Probleme, nu? Diverse. Probleme diverse. Hai să ne dictez din nou problema aceea, Ștefania, care am făcut-o ieri, pentru că am fost la sfârșit și nu prea am avut așa, n-am înțeles una cu foarte multă... Nici eu n-am putut-o explica. Zi-mi, te rog. Între ele sunt 70 kg de portocale. Deci, între ele, total, 70 kg portocale. Da? În prima lată sunt cu 50 de mii decagrame mai mult decât în a doua ladă. Deci în prima ladă cu 50 de mii decagrame mai mult decât în a doua ladă. Decagrame. Nu decigrame, decagrame zici, nu?
Decigrame. Decigrame. Față de mai mult decât în a doua. Mai mult decât în a doua ladă, da? Da. Așa. Și cu 90 hectograme mai mult decât în a treia ladă. Deci tot în prima, da? În prima, da. Cu 90, parcă este, nu? Sau 90 hectograme mai mult hectograme mai mult decât în a treia ladă. Decât în a treia ladă. Bun. Câte kilograme de portocale sunt în fiecare ladă? Corect. Câte kilograme sunt în fiecare ladă? Deci, hai să facem, vedeți? Prima ladă e cu atât mai mult decât în a doua. Tot în prima e cu atât mai mult decât în a treia. Deci, lada a treia este cea mai mare, nu? Are cantitatea cea mai mare de portocale. Da. Înseamnă că, din ce citim acum, mai întâi ar trebui să ducem, să transformăm totul în kilograme, nu? Da. Deci 50 de mii decigrame egal cu decigrame, da? 50 de mii decigrame este egal cu? Egal cu 5 kilograme. 5 kilograme, am făcut ieri, nu? 5 kilograme, că vine grame, decagrame, hectograme, kilograme. Deci 4 zerouri. 5 kilograme. Da. Și acum trebuie să transformăm 90 hectograme. 90 hectograme. Kilograme. Toate kilograme. E 9 kilograme. Și egal cu 9 kilograme. Ce a vrut aici, cum propunătorul de probleme, ne-a dat unitățile astea, cantitățile astea, ca să vadă dacă știm să transformăm în kilograme. Pentru că, iată, cantitatea totală este în kilograme. Și atunci a fost nevoie să ne ducem de la decigram la kilogram și de la hectogram la kilogram. Da? Deci a avut o șmecherie pusă la punct. Putea să ne dea așa. În prima ladă sunt cu 5 kilograme mai mult decât în a doua. Și tot în prima sunt cu 9 kilograme mai mult decât în a treia. Putea să facă asta. Dar o face cum? Dându-ne în unități de măsură diferite, ca să ne pună la probă și să vadă dacă știm să transformăm în kilograme. Deci, cum citim problema? Încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, până o înțelegem foarte bine, și anume, ce că în prima ladă sunt cu atât mai mult. Înseamnă că prima ladă este cea mai bine încărcată, este de capacitate mai mare, adică conține mai multe portocale, da? Deci prima ladă o să o facem mai mare, așa, iar lada a doua și a treia, o să le, pe a doua și pe a treia o să le facem mai mici. Părerea voastră, care e cea mai mică? A treia, pentru că prima, în comparație cu a treia, sau la a treia, trebuie să punem 9 kg ca să ajungem la nivelul celei de a prime. Deci mai mult, deci ea are mai puțin și atunci la cea de-a treia punem 9 kg ca să ajungem la nivelul celui de-a primei lăzi, da? Deci, prima ladă, a doua o facem mai mică și mai trebuie să-i punem câte? 5 kg, iar pe a treia, asta e a doua, o facem și mai mică, că trebuie să-i punem 9 kg, adică până la nivelul acesta trebuie să punem o dată 4 kg, nu? Ca să, da, să atingem nivelul acesta și până să continuăm încă cu 5 ca să ajungem la nivelul acesta. Deci, se vede că 4 și cu 5 fac 9, e limpede din felul în care am făcut desenul, că prima conține cu 5 kg în plus față de a doua și tot prima conține cu 9 kg în plus, 9 kg în plus față de cea de a doua. Că 4 și cu 5 face 9, da?
În total, cele trei, adică asta de aici, prima, cu a doua până aici și cu a treia până aici, conțin, în total fac câte kilograme? 70 de kilograme. Cum facem noi problema asta? Adunăm 9 cu 5. Păi... A, nu. De ce 9 și cu 5? Hai să vedem. Nu adunăm numerele pentru a le avea egale? Da, și după din 70 scădem, împărțim la 3 și aflăm pe ultima. Da. Dar pentru asta, ca să ne egalăm pe toate, ar trebui să duc așa punctat și să rătez partea asta până mă duc sus. Și iată, dacă am venit așa, mi-am făcut pe toate egale la nivelul cele de-a treia. Dar ce cantitatea? Pe asta trebuie să o scad de 70, nu? Nu, să le adunăm toate. A, dar dacă le adunăm pe toate, mă duc la nivelul celui de-a treia. Dar dacă scad pe asta, că... Deci din cea de-a treia, dacă scad, cât e de mare asta? Când merg jos, 4. Deci dacă scad pe 4 și mai scad, cât e de mare asta? 9. Deci dacă din total scad pe 4 și pe 9, înseamnă că le adun pe toate la nivelul cărei, la nivelul celui de-a treia, nu așa? Da. Deci le-am egalat. Da. Și ne dă 57. Deci, atenție, Ștefania, hai să vedem încă o dată. Deci, eu, fiindcă cea mai mică este a treia, cea de-a doua față de a treia are 4 kg în plus, 4, da? Că ea, până la a treia, are 5 mai puțin. Dar față de prima, care avea 9 aici, înseamnă că 4 înseamnă segmentul ăsta, da? Deci, înseamnă că pentru a o compara pe a treia cu a doua, trebuie să facem 70 minus 4 minus 9. Și minus 9, pentru că scad și pentru prima, să scad pe 9 ăsta, care e de fapt segmentul de aici, și ca să-l aduc la nivelul segmentului celui de-a treia, la greutatea celui de-a treia, da? Adică într-un fel minus 13. Într-un fel 4 și 9, 13, da? Deci, din 70 de kilograme. Scădem o dată pe 4 și în felul ăsta am adus-o pe a doua la nivelul celui de-a treia. Și dacă mai scădem încă o dată și pe 9, exact cum a spus Ștefania, parcă din 70 am scădea pe 13. Și aici este fantastic. Pentru prima dată am înțeles că în loc să scad pe 4 pe rând, scad un 4 și până scad un 9, mai bine scad pe 13, că tot aceeași rezultat este. Da? Adică, iată o primă descoperire a noastră. Este spectaculos ce vă spun acum. Că minus 4 minus 9 este egal cu minus 13. Este un prim moment pe care l-am descoperit, spectaculos, pe care vreau să-l și încadrez. Deci există și numere negative. Ați auzit vreodată din numere negative? N-ați auzit. Am bătat, doar că n-am uitat să la profonai. V-ați uitat la profonai și ați întâlnit odată lecția asta. Zero nu este nici pozitiv, nici negativ. E neutru. Când unul deci, e negativ. Deci, sunt și numere negative și numere pozitive. Uitați cum am gândit eu. Te duci la... mergem, să spunem, la... lângă școala voastră este un chioșc. Și părinții v-au dat de dimineață câte 2 lei. Voi doi frățiori, câte 2 lei ca să vă luați Nu, fiecare. 2 lei la unul și 2 la unul să vă luați o prăjitură. Să vă luați un cornuleț, să vă luați ceva, nu știu ce e acolo. Și ghinion. Când ați ajuns acolo, la școală, la chioșc, sunt numai cornulețe de 3 lei. Nu mai e în sunt negative. Nu, sunt de 3. Deci ai nevoie de 3 lei. Și tu acum, voi sunteți tare supărați. Riscați să nu mâncați nimic. Ar fi o variantă să luați un singur cornuleț de 3 lei, nu? Un singur cornuleț, să-l rupeți în două. Dar problema este cum să dați în două. Perfect, sunteți doi frățiori. Și dacă la unul e mai mult și la altul mai puțin. Iarăși o problemă. Și bine ar fi să reușiți să vă cumpărați fiecare cornulețul vostru. Și atunci, când ați întors capul lângă voi,
se află un coleg, un coleg de clasă. Da. Și tu, lui Ricci, îi vine în minte repede. Nu te supăra, vrei să ne împrumuți cu 2 lei, că nouă ne mai trebuie 2 lei ca să cumpărăm. Să cumpărăm câte o coruleț. Dacă v-am spus că o să 3 lei, voi aveați doar 4 lei și vă mai trebuie 2 lei. Da. Și atunci ce faci? Îți promit că mâine îți aduc cei 2 lei, spui tu. Îți promit că vorbesc, mâine îți aduc pe cei 2 lei. Ești dator. Deci ești dator cu 2 lei colegului tău. Deci datoria se pune cu minus. Da? Deci numele care sunt cu minus înseamnă datorie. Cele care sunt cu plus este ce ai în buzunar. Primești. Cele cu minus sunt cele care, pe care le dai, da? Numele care le dai. Și atunci oamenii s-au gândit așa, măi, ce facem noi, mă? 1, 2, 3, numele acestea pe care ați, cu care ați operat voi încă din clasa 1, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, așa, trebuie să le găsești, să le găsim un corespondent. Prin simbolul 2, înțelegem, 2 mere, 2 pere, 2 banane, da? Prin 2. Prin 3. 3 mere, 3 banane, 3 creioane, 3 pixuri și așa mai departe. Deci, vedeți, fiecare mulțim de obiecte, îi asociem un simbol. Simbolul 1 înseamnă un singur creion, o singură banană, o singură portocală, 2 înseamnă 2, 3 înseamnă 3. Deci oamenii au simțit nevoia să poată discuta între ei și atunci să poată vorbi că, iată, eu am o stână cu foarte multe oi. Nu merită să spun că am o stână cu foarte multe oi. Și altul, cred că așa s-a întâmplat la început, când oamenii erau la un nivel de început, adică nu aveau noțiuni puse la punct, ei se întâlneau așa ciobani, că la început era cu ce se ocupe, cu creșterea animalelor, cu tot felul de lucruri. Și ziceam, băi, dar stâna mea e mai mare decât a ta, mă. E cum să fie? Cum să-și dea seama? Și atunci au hotărât așa, să facă grupe de câte 10. De câte 10 oi. Un grup așa, așa au stabilit 10 oi, așa, 10, 10. Grupele acestea au început să construiască numere. Pentru 2 oi, o zis, pentru 2 oi merge cu simbolul ăsta. Pentru oi cu 1. L-au gândit, putea să fie alt simbol. Dar au stabilit așa simbolurile. Care au fost 0, 1, 2, nu? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Doar atât. Cu simbolul ăsta a construit totul. Pentru că la împărțirea, faci 10, 10, 10, la împărțirea la 10 poți să-ți dea restul 0, poți să-ți dea restul 1, poți să-ți dea restul 2, 3, 4, până la 9. Sunt 10 simboluri. 0, 1, 2, 3, 4, 5, până la 9, sunt 10 simboluri. Cu doar simbolul ăsta construim tot felul de numere. Și eu mai spus ei, băi, dar stai totuși, în afară că 2 reprezintă două banane, două mere, două pere, 2 îl putem gândi și în felul ăsta. Hai să luăm o dreaptă și pe dreaptă să luăm un punct aici pe care să-l notăm cu 0. Vedeți că tot timpul a simțit omul nevoia să găsească niște legături ca să fixeze bine în minte niște lucruri. Și atunci, pentru ca să-l pună pe 1, o luat așa un segment micuț și o stabilit, da, cam lungimea asta să fie. Și de urmă l-a pus aici, că și la distanța asta o zis că e și 1. Și dacă l-am mai pus încă o dată, l-a spus că pentru 2 e punctul ăsta, că sunt două segmente. Pentru 3, 3 segmente. Da? Deci iată că 0, 1, 2, 3 înseamnă niște puncte pe dreaptă. Niște puncte pe dreaptă. Și 2 înseamnă la lungimea de 2 unități, 3 la lungimea de 3 segmente de acestea, 4, iată pe aici, 5 pe aici, și așa mai departe. Și au mers și au găsit un corespondent al numerelor. Pentru 10, 10 segmente, pentru 23, 23 de segmente, pentru 100, 100 de segmente, și așa mai departe. Deci, așa ne tot ducem cât vrem noi de mult. Dar rămâne în zona asta goală. Și aici o zice, ce facem aici? Că practica ne arată că sunt și situații cu numere negative. Sunt numere de acestea, numere,
cum am spus, minus 2-ul, care înseamnă ce? Datorie, nu? Da. Și atunci trebuie să le reprezentăm și pe ele. Și a zis așa, bine, hai să stabilim așa. Aici le punem pe cele pozitive, da? Și aici o să le punem în partea asta pe cele negative. Negative. Adică, minus 1 ce înseamnă? Un segment de ăsta de-a pus în partea asta și zicem minus 1. În partea asta când punem două segmente, dar în partea din stânga, minus 2. Iată, noi avem pe minus 4. Minus 4 înseamnă 4 segmente, dar în partea asta reprezentate. Minus 3, minus 4, minus 9. Păi minus 9, trebuie să mă duc în stânga, câte segmente de acestea? 9 segmente, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Minus 5, minus 6, minus 7, minus 8 și minus 9 și să continui, tot așa. Cum continui cu astea pozitive, continui și cu negativele. Și 2 scăzut 2, 2 scăzut 2, e parcă l-am așa durat pe 2 cu minus 2, cu opusul să-și face 0. Da? 3 scăzut 3, cât face? 0. Dar și minus 3 plus 3? Iată că eu pot zic așa. 3 minus 3 egal cu 0, da? Dar eu când nu mi-ai pun aici, să se înțelege că e cu plus. E partea din zona din dreapta. Deci plus 3 minus 3 fac 0. Dar el mai poate fi scris și așa. Minus 3 plus 3. Minus 3 l-am schimbat. Cum se cheamă schimbându-le între ei? Cum se cheamă operația asta? Comutativitate. Le comutăm. Dar când ne-am schimbat locul, le schimbăm cu tot cu semn. Adică pe minus 3 ăsta, îl ducem pe locul 1 și pe 3 pe locul 2, dar cu tot cu semnul lor. Voi ați spus așa, scăderea nu-i comutativă. Vă spune doamna învățătoare așa, da? Deci spune așa, 7, 7 minus 5 se poate. 7 minus 5, cât face? Face? 2. 2. Dar tot atât de bine copii este și minus 5 plus 7. Tot 2 face. Și minus 5 plus 7, tot 2 este. Este vorba de celeași două numere pe care le-am schimbat, dar le-am schimbat cu tot cu semn. Că doamna învățătoare spune așa, copii, dacă veți încerca 5 minus 7, 5 minus 7 nu se poate. În clasele mai mari să veți învăța. Cum să... 5 minus 7 nu se poate, zici tu. 2. Face 2, dar minus 2. 0,2? Nu, face minus 2. Minus 2. Minus 2 facem. Și dacă facem 10 minus 100, e minus 90. Minus 90, și asta era fanta. Hai să insist. Tare. Foarte tare, da. Acum adică o să știm în clasele mai mari? Nu o să știți de pe acum, voi. Da. Deci astăzi, copiii, vă prezint un lucru spectaculos. Da? Cea mai tare lucru cu putință. Pentru că voi, eu am sesizat un lucru. Deci în decursul carierii mele ca profesor, am sesizat că până în clasa a șasea, copiii merg binișor la matematică. În clasa a șasea se întâmplă un moment foarte greu de suportat. Pentru că învățăm profesorul, dacă învățătorul și profesorul între a cincea și a șasea, la sfârșit abia îi spune chestia care vă spune eu, le spune doar așa, și 7 minus 5 se poate, dar 5 minus 7 nu se poate. Deci și cu asta te duce pe tine până în clasa a șasea. La sfârșit. Ceasa neaproape de discuții de asta. Și când te trezești între a șasea la sfârșit, doamne spune, ba se poate, și 7 minus 5 face minus 2. Și atunci mă dă niște legi, acolo niște reguli, și tu ești bulversat. Ați văzut mai devreme, ora trecută, când am făcut problema asta pe fugă, când n-am înțeles-o foarte bine? Da. Așa se întâmplă și cu voi acolo. Dacă 6 ani de zile v-am spus că nu se poate decât 7 minus 5 și deodată spune și 5 minus 7 se poate, atunci intri în panică, nu mai înțelegi nimic, îți dă niște legi și gata, te ascunzi. Adică tu nu le mai prilinvezi mecanic, nu înțelegi deloc și eu.
am făcut asta încă din clasa a întâia, cu copii din clasa a întâia și a doua. Am înțeles? Da. Într-o oră am experimentul făcut, găsiți pe proful online, da, lecții. Da, cu roale când au fost, am găsit un filmuleț și era în clasa a treia și e explicat. Asta e. Robert, da? Făceam fratele Ramon. Deci Robert a fost, fratele Ramon, a fost odată la mine acasă și am avut o discuție, era în clasa a treia, și am avut o discuție în care i-am prezentat semnul algebrei. Și într-o oră l-am convins pe Robert despre importanța lucrurilor cu semnul algebrei. Asta vreau să vă spun. Și acum zice că l-a ajutat foarte mult. Sigur că da. El, iată, spune că de atunci a înțeles semnul ce am prezentat eu și acum îi vine foarte ușor. Dar, dragilor, trebuie să vă spun că proful online a sesizat acest lucru și dacă ar avea puterea să o spună, ar ieși să-l țipa în gura mare pe stradă și le-ar spune, dragilor, faceți aceste greșițiu. Copilor, spuneți-le adevărul de timpuriu. Din clasa a întâia, a doua, a treia. Pentru că cei care au hotărât programa, au hotărât că copiii nu sunt în stare să înțeleagă că există și numere cu minus. Da? Și atunci i-au lăsat așa, zis, lasă că la timpul potrivit le-o face asta. Iar noi, nefăcând-o cum trebuie, și când trebuie, la momentul potrivit este chiar la început, să ne vorbim de faptul că există și numere negative. Vine vulpea și îți mănâncă trei găini. Păi cele trei găini, le zicem că nu mai sunt. Sunt minus trei găini. Da? Că vulpea nu le mai e în curte. Da. Deci cele trei găini mâncate de vulpe sunt cu minus. Nu așa? Da. Dar ce să mai vorbim? Adică dacă doamna să spună la doamna că nu se poate, de exemplu, cum ați dat dumneavoastră 5.007, puteți spune? Da, doamna învățătoare, știți, noi am avut o discuție cu prof online și vă rog să vedeți filmul. Deci o puteți invita să vadă filmul când și-a exprimat părerea de rău și chiar tristețea că noi suntem păcăliți și ținuți în starea asta că nu se poate scăderea. Dar domnul profesor mi-a spus, și eu te spun acum în fața camerei, nu? Noi purtăm o discuție foarte deschisă. Domnul profesor a spus că se poate și 5-7, pentru că am descoperit din timpul unei probleme și chiar e formidabil, cum ai spus Noeme. Este așa, 70-4-9. Păi ce să mai zic -4-9 să pierd timpul? Zic deodată, pe astea două le-am adunat și am zis 70-13. Dar tu ai dat un lucru fantastic, un -4 și un -9, când sunt amândoi prieteni de același fel, se adună și se dă semnul minus. Ei, lor li se spune chestia asta, în clasa a șasea, iată, tu ai simțit nevoie acum să te pronunți, nu? Ai simțit de ce să pierd timpul? Ramona, Noemi, dacă ai avut așa, ai fi avut 70, -2, -3, -4, -7, -5, tu n-ai fi pierdut timpul să scăd. Poate le adunai. 5. Asta cât fac? -2, -3 fac -5. -4, -9. -9, -7, -16. Și cu -5, -21. Și atunci din 70 scazi pe 21. De ce asta pot de fiecare dată, ca să fie mai ușor. Păi da, chiar din nevoia practică, Ramon, noi mi-ai făcut asta, da? Din simț practic. Deci tu ai simțit nevoia că așa e corect, decât să pierzi timpul. 70-2 fac 68. 68-3 fac 65. 65-4, nu știu ce. Nu știu cum așa. Atunci ce ai făcut? Le-a adunat pe toate astea, care sunt cu minus, și ai scăzut din 70. Așa și gata treaba. Și ai pus la punct prima lege foarte importantă. Că -2, -3 se adună și se dă semnul lor comun. -3, -4, ea se adună. Deci, practic, când au același semn, faci ce? Le aduni? Dacă ar fost cu plus toate. Păi le adunai toate. Deci dacă au același semn, sunt prieteni. Prieteni, adică la fel. Când au același semn, se adună și se pune minusul. Că dacă se face cu minus, da? Dacă au semnul contrar, unul așa și unul așa, păi ca aici. 7-5, care o știi să o faci, scazi din cel mai mare pe cel mai mic, și îi dai semnul celui mai mare, plus 7, 2. Da?
când au semne contrare, cum e S5 minus 7, se scade din 7 pe 5, dar îi dai semnul, respecti pe mai mare, poate tu ești mai tare. Și spui minus. Că de fapt asta scădea, adică din 7. Adică 3 minus 2 minus 3 ne dă minus 1? Corect! 2 minus 3 e egal cu minus 1. Perfect! Perfect! Adică ai doar 2 lei și cheltui 3 lei. Păi noi te-ai împrumutat, ne-ai rămas dator? Da, da. Păi rămas dator cu 1. Păi 2 este aici, minus 3 aici. Cu 2 lei ai scăpat din 2, că ai avut 2. Dar una a rămas. Deci a rămas cu 2, 2 ai scăzut și a rămas minus 1. Da? Deci e foarte... Cât face minus 9 plus 7? Minus 9 plus 7. Minus 16. Nu! Nu! Că e minus 9 plus 7. Minus 2. Minus 2 face. Ca și cum ai scade din 9 pe 7. Ah, da. Și respect cu ăsta. Da, minus 2. Face minus 2. Asta. Că unul e așa și unul e așa. Da. Dacă ar fi fost minus 9, minus 7. Minus 9, minus 7 face minus 16. Ah, da. Da? Că sunt la fel. Minus 9, minus 7, minus 16. Dar minus 9 plus 7 este egal cu cât? Minus 9 plus 7 egal cu minus 2. Scădem din cel mai mare pe cel mai mic și dăm semnul cel mai mare. Și dacă e plus 7 minus 9? Plus 7, plus 7 minus 9, păi tot aceeași chestie. Ăsta e cu plus, ăsta e cu minus, scazi din cel mai mare din 9 pe 7 și dai semnul cel mai mare. Da? Și face minus 2. Dar eu, atunci când nu mai ai pe nimeni și e pozitiv, se subînțelege că e plus când nu punem. Mm-hmm. Deci, celui din prim plan, cu care începem, dacă noi punem semnul plus, se subînțelege că e plus. Dar când e negativ, îi punem minusul. Da? Obligatoriu. Când i-am pus minusul, l-am, pe numărul respectiv, l-am transformat din ce a fost pozitiv. Din ce era 7 din partea asta, minus 7 este din partea opusă. Da? Deci există și numere negative. Asta este foarte important. Și cum e firesc, cu numere negative trebuie să și operăm. Da. Da? Hai să zicem așa. Operații cu numere negative sau pozitive. Negative sau pozitive. Deci fără să avem nicio emoție. Operații cu numere negative sau pozitive. Așa. Și vrem să stabilim pentru adunare. Operații cu numere negative sau pozitive. Putem interșa tabla? Vă trec îndată, dar tu, voi vreți un pic să ne jucăm un pic, să facem dăm răspunsurile și până să stabilim legile, da? Deci, operații cu numere negative sau pozitive. Și acum, adunare. Deci, pentru adunare. Pentru adunare. Adunare. Pentru adunare. Adică vreau să văd cât face minus 7 minus 6. Egal cu? Minus 7 minus 6. Minus 7 minus 6. Minus 13. E de acord cu noi? Minus 7 minus 6. Da, minus 13. Da? Deci sunt negativi și minus 7 și mai pune minus 6, te duci tot mai în stânga, egal cu minus 13. Cât face minus 5 minus 9? Minus 14. Minus 14, da? Deci minus 7, ca și mai zice 7 și cu 6. 7 și cu 6 fac 13, dar fiind amândouă negativ, minus 13. Da. Minus 5 minus 9, adică... 5 cu 9, adică, practic, minus 14 imaginăm noi că e înaintea lor. Deci minus 14 e mai în stânga? Da. Deci e mai în stânga, e mai mic? Da, deci în fapt. Deci numele care sunt în stânga sunt mai mici decât al în dreapta. 0 e mai mic decât 1. 1 e mai mic decât 2. 0 e mai mic decât 3. 1, 2 e mai mic decât 3. Dar și minus 2 e mai mic decât 2. Că e mai în stânga. Tot ce e în stânga e mai mic decât ce e din dreapta. Da?
Că vinem de la un număr din ce în ce mai mici. Numerele, ele, vei spune, dar e 9, dar nu copii, minus 9. Minus 9 e mai mic decât minus 8. Minus 9, da? Să zicem și noi. Deci minus 9 e mai mic decât minus 8. Da, pentru că trebuie să dai datorie unui om, 3 lei. Dar dacă trebuie să dai datorie 8 lei, mai puțin. Sigur că da, perfect, perfect. Una se dai datorie 9 lei și alta îți dai datorie 8 lei. Da. Sau, fără discuții, minus 100, cum este față de minus 5? E mult, mult. Mult mai mic. Minus 100 este mult mai mic decât minus 5. Că minus 100, na, una se dai datorie, am 100 de lei, păi de muncești ca să faci 100 de lei, nu? Iar minus 5 lei e mai puțin. Mult mai mare, mult mai mult efort ar depunem pentru așa ceva. Deci, vedeți? Noemi capul sus. S-a zis, nu cum te văd, cum te se registrează. Mami o să fie foarte încântată de faptul că tot timpul ți-a dat atenția. Da? Dar acasă, dacă nu e nimeni lângă tine, să știi că greșești foarte tare. Și tu îți pui tu, da. Nu mi-a spus niciodată. Niciodată. Păi te rog să fie un frățior bun și să supraveghezi și când ea nu-și dă seama. E din cameră la birou. Da, deci nu-și dă seama, pur și simplu se trezește că pune căpșorul pe masă fără să realizeze. Atenție, vreau să spun ceva. Ești o fetiță frumoasă și ai grijă de ochișorii tăi. Și de coloană. Că, atenți, tu când stai așa plecată, coloana suferă și ea, și ochișorii, și atunci va fi o problemă foarte complicată. Ai foarte multă perioadă de aici încolo de stat la masă, la lucru. Foarte multă perioadă. Și atunci, dacă nu ești exigentă cu tine și nu-ți amintești vorbele mele, greșești. Da? Bine. Să zicem mai departe. Hai să vedem cât face minus 10 plus 7. Ah, să vă văd acum. Minus 10 plus 7. 17. Minus 3. Minus 3, excelent. Dar de ce fac minus 3? Ai datorii 10 lei. Ai datorii 10 lei și în buzunar ai numai 7 lei. Te găsești cu prietenul. Mai trebuie să dai încă 3 lei. Mai trebuie să dai, dar rămâi dator. Da. Nu? Deci ai datorii 10 lei, te găsești și cu prietena ta și în buzunar ai doar 7 lei și atunci spui, uite, ți-i dau pe ăștia 7 lei. Am stâns din datorii, dar mai rămân dator cu 3 lei. Mai rămâi dator cu 3 lei. Da? Deci minus 10 plus 7 egal cu minus 3. Da? Deci, ai minus 10 aici, minus 10 plus, minus 10 plus 7 egal cu minus 3. Minus, ia să văd cât face 10 minus 7. 10 minus 3, este socoteala pe care o știți. 10 minus 7 egal cu 3. Pentru că ai 10 lei în buzunar și dai datoria 7 lei, și atunci mai rămân 3 lei, nu? Îți mai rămân 3 lei. Îți mai rămân în buzunar 3 lei de data asta. Nu că trebuie să mai dai încă 3 lei. Deci nu mai e de dat de 3 lei. Corect. Hai să vedem cât face minus 3, minus 2, Ștefania. Minus 3, minus 2. Egal cu, nu? Ștefania vreau. Minus 3, minus 2. Minus 3, minus 2. Minus 5. Minus 5, cu curaj, cu multe hotărâri. Minus 5. Adică tu ai datorii 3 lei, mai ai încă datorii 2 lei. Câte datorii te duci acasă? 5 lei. M-am împrumutat la unul de 3. La unul de 2, datoria mea e de 5 acum. Deci minus 5. Cât face minus 7? Minus 3. Totul, Stefania? Minus 7, minus 3. Minus 10. Minus 10. Cu multă siguranță. Spui. Trebuie minus să mai 10. 10. Așa. Cât face minus 5, minus 8? Minus 5, minus 8.
13. Minus 13, foarte bine, minus 13. Minus 2, minus 11. Minus 2, minus 11. Minus 13, da? Minus 13. Minus 17, minus 23, este egal cu minus 17, Noemi, minus 17, minus 23, eu, capul sus, da, Noemi. Eu minus 40. Minus 40. Minus 40, am spus că tot timpul te sancționezi. Minus 27, minus 33, minus 20. Eu, minus 60. Minus 60. Ai adunat 7 și cu 3, 10, 30, da. Și cu 3, 60, da? Minus 60. A, nu, știu, am văzut că acolo ne dă 10 dacă punem 0 și am mai adăugat 10. Adică sigur că da, 7 și cu 3 ai făcut 10, mm-hmm. Și când mai adăugat 10 și 3 și cu 3, 6, nu? Da. Rapid, foarte rapid. Cât face minus 5, minus 4, minus 13, minus 27, minus 36 și minus 15. Simplu, numai că trebuie să facem atunci. Poate simplu. Greu. 100. Sigur 100? Pardon, minus 100. Poți să arăt cum am făcut? Fără totul pe acolo. Ia să arăt. Okay. Hai să vedem cum faci. Face repede. Am făcut 5 cu 15 ne dă 20. Minus 20. Pardon, așa, minus 20, vreau că ține un caș. A, dacă e mai ușor, da. Ce șmecherie face, ce șmecherie. Da. Aici este 20 cu 40 ne dă 60. Minus nu, 20. Lasă minus 20 ca să înțeleagă totul, nu? Minus 20, minus 40, minus 40 ne dă 20. Dar ce? Așa, deci minus 40, minus 40. 60, minus, face minus 60 cu minus 40, 100, da. Minus 100, egal cu minus 100. Foarte tare, mi-mi place chestia nu asta. Nu m-am gândit la chestia. Dar observația asta a fost foarte tare. Putem să o facem așa, minus 5, minus 4, fac minus 9. Minus 9 cu minus 13 face minus 22. Da. Minus 22 și cu minus 27 face minus 49. Da. Minus 49 și cu 3, minus 36 și așa mai departe. Și munca e mare, e greu. Dar dacă, vezi, dacă te frământă tot timpul de, după șmecherii de astea să urmărești, ai zice așa, minus 5 și cu minus 15 fac minus 20. Da? Minus 20 aici. Apoi, minus 4, minus 36 fac minus 40. Și minus 13, minus 27 fac iar minus 40. Și înseamnă minus 20, minus 40, minus 40 fac minus 100. Foarte tare. Șmecheră chestia. Hai să vedem acum cât face. Eu vă dau un cărd acum să văd eu cum e desfărcat. Așa. Minus 27 plus nu, minus 9, minus 23, minus 11, minus 29, plus 11, nu, minus 11, lasă-mă cu minus aici, minus 11, egal cu, hai să văd aici. Ți-ți dau altceva și să lăsăm să vedem și cu fetițele. Deci, acum, cât a dat minus 23 plus 27
minus 15 plus 5 minus 27 plus 23 egal. Mi-a dat minus 83, da, bine. Ai să dat minus 83? Nu pot. Nu? Hai să dăm minus 18? Da, minus. Sper să fie bine. Nu? 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 Era bine 83, Ricky, minus 83 la prima. Da. Să... da, la prima e minus 83, tu ai greșit. Nu e imposibil. Ba nu e imposibil. O să vă arăt cum a făcut. A făcut două calcule și tot minus. De două ori, da? Da, de două ori. Pot face eu? Pot face eu? Poți, poți. O lucrează acolo că e greșit. Asta? Minus 27, minus 11. Așa și mi-a dat... Minus 38. Da, minus 38. Și nu, și mi-a dat minus. Nu trebuie să faci după ea. Nu faci după ea. Că tu faci altfel. Da, da, da. Lăsăm să faci... Ea a muncit așa. Dar este o altă idee, mult mai rapidă. Știu, poți să arăt. Minus 38, zi, da? Da. Așa. Păi, mi-a dat dat. Minus 34. Dar aici 9 și cu 29 face 38, zi, da? Minus 38. Corect. Și minus 3... Deci vine minus 38, minus 38 și minus 34, da? Minus 38 și minus... Lucrezi acolo. Hai, te rog frumos să-ți corectezi. Fac un cotitare? Ia să vedem cât face. Mi-a dat greșit. 8 și cu 8. 16 și cu 4, 0. Da, 20, adică 0 și cu 2. Dai rețin. 3 cu 3, 6 cu 9 și cu 2. Și cu 2, parcă 2, adică. Da. 11, 110. Minus 110. Dar poți să arăt ceva? Minus 110. Ia să vină, vină tu, Ricky, cum ai făcut aici? Eu am făcut mult mai simplu. Ia să văd mai cum ai făcut. Crede? Da. Eu am luat pe 9 și l-am dus la 11. Și pe... A, nu de... mai pus 27 de eu. Minus... Nu mai pus. De asta. Da? Ne dă minus da. 20. Da. Apoi am făcut... Minus 27 cu cine te-ai dus? Minus 27 cu minus 23 și mi-a dat minus 50. Ce șmecherii faci, uite. Ca să iasă mai cu 10, cu 10, repede. Da. Repede. 27 și cu 23. 27 și 23 face 50. Și apoi am dus la minus 11 cu minus 29 și mi-a dat 4, minus 40. Foarte tare. Foarte tare, grupajele. Deci este șmecher cât poate, de, cât se poate de tare. Deci iată, merită asta să-l urmărim. Să, nu ne mai, să avem și noi forța asta. Deci minus 27, așa trebuie să grupezi. Ștefania, minus 27 cu minus 23. Din tare, tare de tot chestia asta. Minus 27 cu minus 23. Și face minus 50. E bine? Că 7 cu 3, 10. 2 cu 2, așa face. Minus 50. Minus 9 cu minus 11 ăsta. Dar putea să facă și cu ăsta. Dar el se aduce așa. Dacă așa a văzut el, e foarte bine.
Și atunci care te face? Minus 9 și cu minus 11, minus 20. Minus 20. E 49. Sunt 49 de minute. Acum 49 de minute, mai lăsăm un pic. Ca să terminăm și pe asta. Mulțumesc că... Deci, minus 50 au făcut ăștia, minus 40 au făcut ăștia și minus 40 fac ăștia 2. Da? Deci face minus 50, am o echipă, minus 50, minus 20 și minus 40 și face în total minus 110. Că, iată, 5 cu 2 fac 7, 7 și 4, 11. Deci minus 110. Dar foarte tare a fost grupajul ăsta. Deci vede el pe 27 cu 23 că face 50. Vede că 9 și cu 11. Nu mai dați? Da, da. Hai să o facem și pe asta. Da, da. Asta mi-a dat 18. Nu, nu. Deci minus 23. Cine vede la asta perfect rezultatul, plus îl felicit. Minus 5. Mai dau altul dacă. Tu zici că face minus 11, eu îți dau altul. Minus 18. O ții prea tare, nu renunți deloc, nu? Minus 18. Minus 27. Păi și dumneavoastră a scris minus 18. Nu a scris el. A, da. El mi-a zis minus 18 și am zis că nu. A zis tu prima fază, minus 18 și eu am intervenit și am zis că nu. Minus 27 plus 13 minus minus 9, minus 4, minus, plus 20, plus 7, egal cu. Capul sus. Și eu? Și tu! Da, eu acum.